Se zice că niciodată nu e prea târziu la români, așa se zice. E bine și acum, nu? E foarte bine. Noi ne simțim extraordinar. Avem deja foarte mulți prieteni ai pârtiei, pe pârtie, de la prima oră. Și iată că și soarele este cu noi și pârtiile au fost extraordinar de bine pregătite. Avem muzică, avem lume frumoasă și totul e bine în acest moment. O variantă cea mai bună până când se poate schia aici? Păi în cea mai bună variantă în acest moment, așa cum sunt pregătite acum pârtiile, da, putem să trecem liniștit de jumătatea lunii mai. Și ca număr de turiști ați prognozat așa cam cât să fie comparativ cu anii trecuți, având în vedere că s-au pierdut 2 luni deja? Nu prea avem cum să ne comparăm cu anii trecuți. Știm foarte bine că cel mai mare număr de turiști este în a doua jumătate a lunii decembrie, atunci când este deschisă pârtia, și în luna ianuarie. Noi am ratat acel start, dar eu zic că totul e bine când se termină cu bine și am speranța că se va încheia un sezon așa cum de fapt am visat și ne-am dorit. Poate, Doamne ajută, nu mai ajungem niciodată în situația asta, nu? Să sperăm că am găsit suficientă înțelepciune în noi, să sperăm că ne-a ajuns lecția pe care am primit-o toți. Fiecare dintre noi a primit o lecție cu ratarea acestui start. Să sperăm că, într-adevăr, nu vom mai ajunge niciodată să amânăm atât de mult deschiderea sezonului la Ski Resort Transalpina. Mulțumim frumos!
Sunt română, cum e zăpada? Foarte bună. Cel puțin pe anul ăsta n-am mai găsit în țară. E bine că s-a deschis după 2 luni? Da. Mai fost? Așteptam de mult, aștept. Am mai fost de nou anul ăsta. Anii trecuți, anul ăsta e prima dată, am auzit că se deschide și am venit. Ar mai trebui ceva? Da, dacă s-ar deschide și, cum se cheamă, barurile astea de aici, să putem să mâncăm ceva la amiază, să putem sta toată ziua, ar fi ok. Fie mai multă animație, nu? Da, și parcare, aia, obligatoriu. Bă, zăpadă. E frumos. Ți-a plăcut? Da. Ai mai fost? Da, am mai fost anul trecut. De unde ești tu? Din București. Și cum ai ajuns aici? Am ajuns cu mașina. Cine te-a învățat să schiezi? M-a învățat un profesor de schi. Știi bine acum? Da, deci te devine. Perfect, minunat. Abia așteptam să înceapă sezonul aici. Ați mai fost? Anul trecut. Adică de când s-a deschis? Că n-o să se deschidă. Păcat că s-au pierdut astea 2 luni? Da, foarte păcat. Unde veniți? De la Petroșani. Și am așteptat, cu toate că avem și parângul și straja, dar aici nu se compară. Ce ar mai trebui? Ar mai trebui ceva la părți? Deocamdată nimic. Deci sănătate să fie ca să putem veni aici. Bună ziua, cum e zăpada? Foarte mișto. Prima dată anul ăsta, bănuiesc. Prima dată, da. Prima dată, că am fost printre primii, da. Foarte mișto. Păcat că s-au pierdut astea 2 luni. Foarte păcat, normal. Normal, dar nu știu, cred că sunt niște interese, că altfel nu-mi explic. Probabil că sunt niște telefoane date de pe la București, opriți Băineasa să meargă Sinaia. E posibil. Mă gândesc, nu știu. Iar mai trebuie ceva la pârtie? Cred că e ok. Păi cred că e cea mai mișto din țară. Cred. Iar trebuie, că am înțeles că n-au luat licența pentru alcool încă, astăzi. Iar trebuie niște bere. Merge, nu? Da, ar merge. Bine, pentru cine nu conduce. De unde veniți noastră? Din Horez, de lângă Horez. Bună, cum e zăpada? Bună ziua, super! Și le mulțumim că și-au făcut milă de noi, cei doritori de schi de iarnă, și-au deschis pârtia. Păcat de astea 2 luni pierdute? Bineînțeles. Ați mai fost anii trecut? Da, în fiecare an. E pârtia noastră preferată. De unde veniți? Din București. Ar mai trebui ceva? Întotdeauna e loc de mai bine, dar la ce este în țară, drum, într-adevăr. Poate că un drum cât de cât în regulă. Cât de cât în regulă. Asta nu îndeplinește niciun standard. Asta e părerea mea. În rest aici, ok? Da, e foarte în regulă. Și ca restaurante, și ca distracție, ca tot? Și ca tot. Stați. Foarte mult. Păi noi stăm în Călimănești și venim în fiecare zi. Venim și plecăm. Cu ce efectiv acționați la pârtie? O să fie în cursul săptămânii o echipă, iar sâmbăta și duminica o să suplimentăm pentru că e lumea mai mult. Nu cred că sunt probleme și nu vor fi probleme. Pârtia arată extraordinar de bine și cu siguranță accidente vor fi puține în situația asta. Și așa ce le recomandați turiștilor? Care ar fi recomandările? Nu putem recomanda decât să respecte regulile de pe pârtie impuse de administrație și să nu schieze în afara pârtiei, pentru că se expun la riscuri foarte mari, de la accidente provocate de arborii căzuți care sunt în zona pârtiei până la avalanșe care nu le excludem în această zonă. Una peste alta arată bine, din câte vedem, nu? Da, este extraordinar, este frumos, a venit și ceva lume, în weekend sunt mult mai mulți, da, e bine. Mulțumim frumos!